O primăvară minunată, fără evenimente, să fiți atentă la regulile de circulație și să ne întâlnim doar la situații de genul, da? O zi bună să aveți. V-ați speriat un pic prima dată? Puțin, bineînțeles, când vezi poliția, normal că ai așa o... Da, e foarte bine. La mulți ani, multă sănătate! Mulțumesc, mulțumesc mult de tot! Polițiștii buzeni de la serviciul rutier au respectat tradiția și în acest an. Ei le-au oferit mărțișoare în formă de flori conducătoarelor auto surprinse în traficul aglomerat din centrul municipiului. De ce credeți că v-am oferit acest mărțișor? Nu știu. Nu știți? Nu. De ce? Ca să marcăm această primăvară, ca dumneavoastră să fiți implicată în evenimente rutiere. Mulțumesc, da? Da. Drum bun vă urez. Mulțumesc. Și aveți multă atenție. Mulțumesc. 1 martie a fost ieri. Da, noi vă urăm o primăvară frumoasă din partea Poliției Rutiere, fără evenimente rutiere. Mulțumesc, da? Frumos! Și este din să pun această floare, sperăm să vă poarte noroc și să nu fiți implicate în evenimente rutiere. Să dea Dumnezeu, nu a fost până acum niciodată, să sperăm că nu. Și nici sancționată? Nici. Nici sancționată. De când aveți permis de conducere? De 11 ani. 11 ani. Vă urez drum bun și mulțumim! Mulțumesc, mulțumesc la fel, o zi bună! Activitatea de astăzi a fost organizată cu sprijinul Asociației de Întrajutorare Ionașcu Filoftea Dănuța. Peste 100 de mărțișoare au fost împărțite. Astăzi am venit în trafic ca să oferim doamnelor și domnișoarelor un mărțișor. Un mărțișor este oferit din partea Asociației de Întrajutorare Ionașcu Filoftea Dănuța. Această domnișoară a decedat în eveniment rutier în urmă cu câțiva ani, pe DN285. Aceste mărțișoare sunt oferite din inimă de polițiștii rutieri. Cu această ocazie sperăm ca aceste conducătoare auto să nu fie implicate în evenimente rutiere și să aibă un drum bun și liniștit pe drumurile naționale. Ce faceți? Conduce doamna în siguranță? Vă conduce în siguranță? Da? Mai bine decât bărbații. Bun, felicitări, doamnă. Uitați, din partea poliției, să știți că am văzut și eu că, în general, doamnele sunt mult mai prudente, da? Sunt câțiva care cred că a condus tractorul până a venit aici. Perfect. Să aveți o primăvară frumoasă.